Marian Ionescu, ești cunoscut pentru multe lucruri pe care le-ai spus și le-ai făcut. Unul dintre ele, una dintre temele pe care ai abordat-o este cea a brandingului personal. Da. Despre tine să știe că ai un brand personal. Întrebarea abruptă este, ce te face să crezi asta? Păi, în primul rând, eu cred că orice om din comunicare, din industria comunicării și orice creator de conținut are un brand personal. Important e să, așa cum o să zic și în prezentare, important e să ai un brand personal controlat de tine. Iar asta înseamnă să ai o strategie pe termen lung, să-ți dai seama ce îți place ție să faci cu adevărat, ce vrea să știe lumea despre tine și să muncești la chestia asta. Și de-aia eu tind să cred că am un brand personal controlat, pentru că au început să apară roadele. Au început să apară campanii, invitații la un astfel de eveniment. Fără a avea un brand personal curat și cu o identitate puternică, n-aș fi fost prezent aici lângă tine să-mi interviu. Dar care e balanța dintre autenticitate și control? Păi, trebuie să ai un echilibru foarte bun în chestia asta. În primul rând, brandul personal trebuie să fie înrădăcinat în realitate, în cine ești tu, cu adevărat. Și de asta, cu cât e mai real brandul personal, cu atât îți va fi mai ușor să-ți faci treaba și va fi mai autentic. Pentru că asta e sclipirea noastră, interioară. Cu toții avem o sclipire și dacă știm să ne conectăm la ea și să o scoatem la suprafață, e perfect. Spune-mi, te rog, care sunt top 3 greșeli în brandingul personal? O să spun top 3 greșeli pe care le fac eu și le-am făcut și încă le fac și încă mă chinui să le repar. În primul rând, încerc să fac prea multe. Când faci prea multe lucruri și ești și testări de localuri și testări de drone și călătorești și vorbești și despre politică și vorbești despre social media, oamenii vor fi confuze, că vor înțelege, da, face și așa, dar pe aia când te duci la el și îl întrebi ce știi despre Mariciu, va fi, păi face și aia, face și aia, cum a fost Alex mai devreme, toată lumea știe că este specialist în social media. El nu se dă fotograf, nu se dă pilot de drone, nu se dă... Și de asta este mai ușor. Deci, simplicitatea mesajului pe care îl transmiți. Că după aia dezvolt și mai multe paliere, partea a doua. Dar important e să fiu constant pe o singură chestie, chestie care să fie un fel de locomotivă a brandului personal. Chestie pe care eu n-am prea făcut-o. Adică încerc să le fac pe toate. Asta ar fi o greșeală. O altă greșeală e să te ia valul și să acționezi pe impuls, în loc să calculezi puțin înainte. Ok, chestia asta, când acționezi pe impuls, iese autenticitatea la iveală. Dar e important să gândești și la rece, pentru că uneori poți lua niște decizii greșite. Deci e important să îți asculți izvorul în interior, mă sunt ca un yoghin așa. E important să îți asculți izvorul interior, dar să-l și analizezi înainte să scoți pe gură sau pe tastatură sau pe cameră. Cred că astea ar fi două, că mai ia valul uneori. Și cred că nerăbdare. Asta e o altă greșeală, pentru că atunci când ești nerăbdător, o greșeală care este conectată foarte bine cu prima greșeală, când ești nerăbdător, îți dorești să-ți creezi repede brandul personal, îți dorești să fii foarte cunoscut repede. Și atunci ajungi să faci foarte multe lucruri. Deci cred că cel mai bun sfat pe care l-aș avea pentru cineva, ce greșeli să nu facă dintre greșelile pe care le-am făcut, să se concentreze pe o direcție anume și să muncească la direcția aia. Ok, hai să mergem acum și pe the bright side of the moon. Trei idei geniale care te-au făcut să avansezi. Ale mele? Da. Mamă, e mult spus că am avut idei geniale. Păi, prima idee bună a fost să îmi doresc cu adevărat să intru în industria de comunicare. Am lucrat ca agent de vânzări foarte mult timp și simțeam cam așa o sclipire, o doză de creativitate în mine neexploatată. Și primul lucru a fost să ies din zona de confort. Cum te angajează cineva, tu neavând studii. Eu n-am făcut facultatea de comunicare și de științe ale comunicării. Am făcut studii economice, master în cibernetică, n-am nicio treabă cu publicitatea. A fost să încerc și să bat la foarte multe uși și să încerc să intru pe geam atunci când ușile nu... Asta a fost prima idee. O altă idee a fost să experimentez cât mai mult, să-mi placă să ies din zona de confort. Este cel mai important lucru ca om de comunicare, ca individ creator de conținut, ce sunt eu. Eu am background de agenție, om de comunicare, dar am și vlog, blog, blogul am din 2009.
important e tot timpul să-ți dorești să ieși din zona de confort, să... Mie mi-era frică să vorbesc în public. Dacă acum 4 ani îmi puneai camera asta în față, pe mă bâlbâiam mai rău decât m-am bâlbâit până acum. Important e să tragi de tine. Să ieși din zona de confort. Da. Cred că două. Mai lipsește una? Dacă nu scoatem încă una... Te părea spontane întrebările, domnule. Părea spontane. Bine, o să punem una foarte calculată. Care este diferența dintre brandul personal și viața personală? Care e limita dintre ele? Păi cred că e bine să fie o limită a decenței, a intimității. Eu, de exemplu, prin vlogul pe care îl fac, că eu am făcut timp de 1019 zile câte un vlog în fiecare zi fără pauză. Era foarte greu să separi viața personală, tocmai asta, eu asta vindeam, de fapt, viața personală, experiențele personale. Dar exercițiul m-a făcut să-mi dau seama că sunt momente în care camera trebuie oprită. Când ești la bere cu prietenii, scoți tot felul de porumbei, se întâmplă tot felul de chestii. Limita singur ți-o alegi și e important să separi bine zona asta de intimitate, de privacy și... Deci este o cale pe care fiecare își descoperă. Absolut. De asta e industria asta de creare de conținut. Este una dintre cele mai dinamice. Sunt oameni care vorbesc despre ce este în interiorul, nu vorbesc numai de România, vorbesc la nivel global. Sunt băieți care au un canal cu 6 milioane de abonați, care se numește What's Inside. Un proiect în care oamenii vin și taie cu flexul un produs și se uite ce e interiorul unui iPhone, ce este interiorul unui buton de la YouTube și așa mai departe. Adică e o industrie în care orice idee poate să genereze milioane de followers. Și ultima întrebare, s-a migrat în ultimii ani de la un media mainstream, să zicem obiectivă, canalizată pe subiecte generale, sub abordare generalistă. Am ajuns la bloggeri, mulți dintre bloggeri au fost și ei mai degrabă generaliști, s-a ajuns la influenceri care mai degrabă sunt individualizați, sunt centrați pe anumite preocupări. Care adică nișați? Nișați, da. Care ar fi the next step? Adică dacă după influencer, ce ar veni? Păi, ideea cu influencer e în felul următor. Termenul de influencer a venit ca să acopere, să pună sub aceeași umbrelă toți creatorii de conținut de pe internet, ca oameni cu comunități. Influenceri sunt și bloggerii și vloggerii și oamenii de presă, da, care chiar scriu doar, nu, Tolontan, de exemplu. El este un influencer. Deci toți creatorii de conținut sunt influenceri. Și sincer să fiu, nu sunt atât de nișați. Tot trendul generalist a rămas, adică un creator de conținut îți va vorbi și să ne zicem în zona de beauty. Fetele de pe beauty acum nu mai vorbesc numai despre beauty, nu mai vorbesc numai despre farduri. Sunt lifestyle, s-au dus în toată zona de lifestyle. Vorbesc de haine, vorbesc de parfumuri, vorbesc de mașini, de sucuri, de orice. Ideea e că brandurile vin către acești influenceri pentru că acești creatori de conținut au niște mii, zeci de mii, sute de mii de oameni care se uită la ei și văd ce experiențe, prin ce experiențe trec. Și ascultă recomandările lor. De asta brandurile se duc, pentru că un creator de conținut care are o audiență cu porii deschiși să absoarbă orice recomandare, este perfect pentru o campanie publicitară. Deci nu e... Următorul pas va fi, cred că, o mai bună selectare a creatorilor de conținut care chiar au comunități care sunt interesați de recomandările lor și nu să te la ei la modul ironic, hai să vedem ce a mai făcut ăsta, ci hai să vedem ce a mai făcut X. E vorba de respect, de modul în care îți crești comunitatea. Deci o mai bună selectare a oamenilor care lucrezi.